un mare roman ca tot ceea ce a scris Jean Puția, mai greu digerabil, dar dacă intri în el, îl duci până la capăt. Și rămâi mulțumit. Asta e foarte important. Două cuvinte despre un alt mare autor. Nici el n-a avut șansa să ia premiul Nobel. A fost de 3 ori nominalizat la premiul Nobel pentru literatură. Îl consider cel mai mare autor japonez. Este vorba despre Yukio Mishima și i-am publicat toate romanele până în prezent. Și va urma și o culegere de 10 dintre cele mai bune povestiri ale sale din cele peste 100 pe care le-a scris și pe care probabil mă voi încăpățâna în continuare să le public dacă voi avea sănătate. Viața de vânzare este un roman pe care Mishima l-a scris în 1968, în pauzele de la scrierea Capodoperei lui, Marea Fertilității, format din 4 romane și lucrând la Îngerul de Căzut, cel de-al 4-lea roman al tetralogiei Marea Fertilității, avea nevoie de ochiuri de pauză. Și atunci a scris acest mic roman, recuperat în 2015, când s-au primit 90 de ani de la nașterea lui, deci născut în 1925, și iată, prima versiune străină din lume apare în România, în traducerea celei care, de fapt, traduce și a tradus Yukio Mishima. Este vorba despre conferențial doctor Andreea Sion. Ce e important în acest roman? Ne aflăm spre sfârșitul vieții lui Mishima. În momentul în care a pus punct la ultimul roman din tetralogie de care vă vorbeam, Îngerul de Căzut, chiar în aceea zi, era o zi de 25 noiembrie 1970, Yukio Mishima a încercat să țină un discurs în fața armatei pentru a produce o lovitură de stat. Armata a râs în fața lui și atunci, ca orice nobil, el provenea dintr-o familie de samurai, a scris celebra carte apărută la Humanitas, Calea Samuraiului, ținea mult să se respecte vechile tradiții care fugeau printre drepturile japonezilor printr-o foarte mare occidentalizare în anii 60, ne aflăm în perioada de după război, și atunci își face seppuku, bineînțeles, asistat de cel mai bun prieten în 25 noiembrie 1970, iar cel mai bun prieten al lui, care între timp luase chiar în anul și în aceeași lună premiul Nobel pentru literatură, este vorba despre Kawabata. Peste un an și jumătate se va sinucide și el, dar nu în forma tradițională de seppuku, seppuku era pentru nobili, ci într-o altă formă. De fapt, s-a vorbit că această carte poate să fie într-un fel prin felul în care gândește personajul principal în ea, un preludiu al sinuciderii lui Mishima. Vă spun numai începutul, e un tânăr care produce conținut publicitar, care este foarte bine plătit, ads, de televiziuni, de agenții, de presă, și care într-o seară, mergând cu trenul, citește ziarul de seară și dintr-o dată îi se pare că toate literele se transformă în gândaci. Deci vă amintește? Bineînțeles, vă amintește de Metamorfoza în Franz Kafka. Și în acel moment, acest personaj, care avea iubiri pasagere, care era foarte bine plătit, care niciodată nu-și pusese probleme metafizice sau nu suferise de ceva, de vreo boală a sufletului, să se sinucidă. Ratează și atunci îi vine o idee. La cele mai mari ziare pune o notiță în care spune: My life is for sale. Viața mea e de vânzare. Gerica începe o aventură rocambolescă
dar presărată cu ideile și mai ales exprimată prin stilul inimitabil al lui Yukio Mishima. Merită să citiți această carte. A fost publicată deja sfârșitul 2015 în Japonia. Imediat s-a vândut 1 milion de exemplare, a devenit number one bestseller. Iar în ianuarie 2018 au dat drumul la un serial de televiziune după acest roman. Eu deja am văzut la facultate, la secția japoneză a Universității Română-Americane, primele două episoade, dar acolo avea cine să-mi traducă. Andreea Sion, traducătoare la Viața de Vânzare, Yukio Mishima. Și acum, pur la bon bouche, am lăsat marea revelație și a literaturii rose, dar și a noastră, care este...